primarul Ciucu nu se grăbește să susțină proiectul Pădurea București, pentru că iată, parcelă cu parcelă, gârla asta se vinde, se privatizează, nu știu ce o să facă ei aici, industrie, agricultură, zootehnie. Dar nu e niciun plan să facă parc, grădină publică, pădure în coada Iazului. Pentru că ei sunt liberali. Ei susțin business-ul. Puțin le pasă de mediu. Așa că degeaba Ciucu vine din societatea civilă dacă ține cu rechinii. Șanț și o să fie zid și adio pădure. Stân în toată legea, cu câini dezlegați, cu oi, cu capre, ca la țară, în buricul capitalei. Ciucu vrea ca aici să vină oamenii să se relaxeze. Acolo peste drum s-a făcut promenadă pe malul Dâmboviței la Chiajna. Cine o să-ți vină să calce în baleci de oaie, de capră și sărește să fie rupt de un câine și să nu găsească deloc umbră? Mai ales că la orizont, iată, se văd deja activități industriale. Pe lângă mănăstirea aceea abandonată, arde cineva deșeuri și poluează capitala.